Mergând prin București pe vechea stradă a Clemenței, actuala stradă Cea Rosetti, descoperim vis-a-vis de Muzeul Todor Amann și de corpul nou al Bibliotecii Centrale Universitare, o casă elegantă cu parter și etaj, cu fațadele în stil ampir. Este Palatul Cesianu Racoviță, ridicat în ultimii ani ai secolului al XIX-lea și primii ani ai secolului XX. Din fericire, restaurat astăzi și devenit sediul unei importante case de licitații și al Fundației Art Society. Istoricul și genealogistul Emanuel Hagimoscu ne povestește că această casă a fost construită de Nicolae Cesianu, în acel moment deputat, unul dintre fiii lui Stănuță Cesianu, nepotul lui Ian Cujianu. Tot el menționează că Cesianu cumpărase terenul, foarte bine plasat de altfel, de la Procopoaia, proprietara faimoasei case de lângă Malmaison, unde se făceau exerciții ale trupelor garnizoanei București. La parterul casei Cesianu erau prăvălii, printre care o reprezentanță a firmei Telefunken. Suntem în casa Cesianu Racoviță, o casă veche pentru furia demolatoare a noastră a românilor, în sensul că este de la începutul secolului 20, 1902 aproximativ, și aici își are sediul la ora actuală Casa de Licitații Artmark împreună cu Fundația Culturală Art Society. Casa a trecut ca și istoria noastră, adică urmează pe drept istoria României, fiind pe parcurs Casa Cesienilor. După aceea a devenit primul sediu al Automobil Clubului Român, apoi a devenit sediul unei societăți liberale evreiești, ca după aceea să ajungă pe mâinile fasciei lui Mussolini. Pentru că, în final, timp de mulți ani, eu așa am prins această casă, fiind copil, să devină centrocop, adică o alimentară imensă. Aici era talentul românilor de a transforma totul, cum s-a întâmplat cu casele boierești, conacele boierești de la țară, în grajduri. Aici s-a făcut alimentară. Așadar, cesienii erau descendenți din Ian Cujianu, care din mic boier devenise haiduc. Una din fetele familiei s-a căsătorit cu un racoviță, ceea ce a dus la numele dublu al palatului. De ce și-au schimbat însă la un moment dat cesienii numele din cel al lui Ian Cujianu? Asta este o altă poveste, de altfel inedită. Cesienii, de fapt, erau jieni, din neamul jienilor, dar și-au descoperit pe moșie o piatră funerară romană pe care scria Cesius. Și de acolo și-au luat numele de Cesianu. Jienii nu făceau parte din marea boierime română, dar făceau parte din boierimea mijlocie. Cesienii, când și-au făcut acest imobil, mai există vreo două care poartă numele Cesianu în București, toate sunt la fel de nobile ca înfățișare, pe Calea Victoriei, aflându-se celelalte. Aici suntem într-o intersecție foarte interesantă din punct de vedere cultural, să zic. Vis-a-vis este Casa Amann, în diagonală este biblioteca, adică Fundația Carol I, Biblioteca Centrală Universitară, aici este Casa Cesienilor și alături este Ateneul Român. Deci e un focar cultural foarte aproape de Calea Victoriei, unde spuneam că se află celelalte două case ale cesienilor. Părăsim Palatul Cesianu Racoviță cu sentimentul plăcut de a fi redescoperit o veche casă bucureșteană,
care și-a recăpătat splendoarea de altă dată. Cazul nu este neapărat singular, dar nu putem să nu amintim cu această ocazie că multe astfel de clădiri nu au avut o asemenea șansă, fiind în cel mai bun caz abandonate, dacă nu chiar demolate, din motive stricte de interese imobiliare. Este unul dintre paradoxurile triste ale noului capitalism românesc. Pe de altă parte, faptul că la Casa Cesianu și-au găsit sediul o casă de licitații deținută și o fundație de artă, vine în completarea ideii că acest palat își pune în valoare decorul elegant pentru un scop nobil.